La serviciul de ambulanță Dâmbovița de Crăciun va fi program normal. S-a terminat perioada de concedii, iar tot personalul va fi la serviciu pentru a face față numărului mare de apeluri care se așteaptă. Solicitările populației vor fi preluate la telefonul de urgență 112 și Spitalul Județean de Urgențe din Târgoviște are program de weekend. Numai la policlinică nu se va lucra. Programul la serviciu de ambulanță este ca și până acum non-stop, 24 de ore din 24. Ce vă pot spune este că întregul personal se află la serviciu, deci lucrăm cu absolut toate forțele. S-au terminat concediile, nu mai există persoane în concediu. Tot personalul este la serviciu și este organizat în ture, în așa fel încât să acoperim cât mai bine necesarul în aceste zile de sărbătoare. Vom face tot ce ne stă în putință pentru a acorda îngrijirile de care populația are nevoie în timp cât mai scurt, atât cât ne vor permite și condițiile meteo, cât ne va permite starea drumurilor. Vom încerca să rezolvăm absolut toate cazurile în timp util. Urgențele vor fi asigurate și în celelalte spitale din județ unde sunt linii de gardă. Astfel, numerele de telefon puse la dispoziție de fiecare unitate medicală în parte sunt: Spitalul Județean de Urgență din Târgoviște 0245 613 256 sau 0245 210 509, Spitalul Orășenesc Pucioasa 0245 760 510 sau 0245 760 618. Spitalul Orășenesc Titu 0245 651 129, Spitalul Orășenesc Găiești 0245 711 028 sau 0245 710 297, Spitalul Orășenesc Moreni 0245 666 036 0245 668 391. Pentru zilele următoare, bine ar fi să vă faceți stocul de analgezice în caz că vă apucă o durere de măsea imposibil de suportat. Asta deoarece în Târgoviște urgențele stomatologice nu sunt asigurate. În ceea ce privește farmaciile din Târgoviște, se va lucra cu program redus în ziua de Crăciun, până la orele 13-14, și numai farmacia Valeriana, situată în incinta complexului PAFCOM, va avea program non-stop. Cum și dumneavoastră v-ați obișnuit și am obișnuit noi farmaciștii, da, schimbările nu sunt mari, adică în zilele de sărbătoare legală, farmaciile au programul de sărbători legale, respectiv orele 13-14, după care intră în funcțiune farmaciile cu program permanent. Și e vorba de farmacia Valeriana din Târgoviște, care asigură permanența 24 ore din 24. Da, da. Deci, din acest punct de vedere, pacienții noștri au văzut că nu au avut acces la medicamente în orice moment al zilei sau, știu eu, de sărbătoare a fost nevoie de un medicament, acesta a fost găsit. Însă farmacia cu program non-stop este doar în Târgoviște, nu? Da, da. Deci farmacia cu program non-stop este în Târgoviște, însă acest lucru este cunoscut la DSP, Direcția de Sănătate Publică, sunt anunțate toate spitalele din tot județul, toate serviciile de ambulanță și deci programul e cunoscut.